sunt fitness influencer, mai exact gătesc. Și le arăt oamenilor diferite alternative de rețete sănătoase care pot înlocui alimentele nesănătoase. Sincer, am venit să îi surprind pe șefi cu un preparat mai inedit. Despre ce e vorba, adică? Despre un cheesecake fără zahăr. Nici eu n-am mâncat sănătos din prima, adică și eu mâncam dezastruos, pot spune, și am încercat să-mi schimb stilul de viață. Și ușor, ușor am început să urmăresc alți youtuberi din afară și am încercat să reproduc ce făceau ei, pentru că în România nu exista așa ceva, stilul acesta de viață flexibil și sănătos în același timp. Am scos o carte cu rețete sănătoase, dar nu este numai o carte de rețete. Conține și 4 modele de plan alimentar, un ghid complet de conceperea unui plan alimentar, ghid de hidratare. N-am mai lăsat pe nimeni să-mi gătească mâncarea de la 16 ani. Mama la început îmi zicea că exagerez, adică mă vedea că îmi cântăream tot ce mâncam. Zic, da, după ce a văzut că am rezultate și că chiar se văd schimbări din punct de vedere al corpului și al aspectului, a început să-mi dea dreptate și să mă susțină în ceea ce fac. Vreau să încerc să atrag cât mai mulți oameni să își schimbe stilul de viață. Nu contează neapărat cât de cunoscut sunt, ci contează foarte mult câți oameni atragi să schimbe stilul de viață. Degeaba ești cunoscut dacă nu poți să influențezi pozitiv. Fiecare om are o șansă să mănânce sănătos și trebuie explicat cât mai bine ca să se înțeleagă și să înceapă schimbarea. De-ai fi tu salcie la mal, m-aș face râu la umbra ta. Ia mă să-mi văd și eu cântecul ăsta, bă. Cum e, mă, Florină? De-ai fi tu salcie la mal, m-aș face râu la umbra ta. Cătălina? Da? Ai pregătit cuțitul de aur? O să stea pe cerul. Sau cuțitul de lemn? Dragii mei, pentru prestația muzicală, 10. Ma, ai și un piept de rat. O, e desert sau e ceva? E desert, mă. O, pentru Florine, special. E un jeleu. Ma, știu de ce are gust. Caramele. Dar că e ușor sărat blatul. E un pic sărat blatul. Caramele. Mie știu, mi se pare că are gust. Înghețată din aia de lapte. Dar lapte ars, așa, știi? Dacă e, asta pare șarlotă. Păi cam aia e. Dacă e din asta, are gust de caramele. Aia cu lapte pe vremuri. Da, le știu. Alea se lipeau de dinți. Da. Mamă. Șarlotă asta, cred că a vrut să fie caramel sărat. Eu cred că a vrut să fie cheesecake cu gust de 16 caramel, caramel. 16 ani, domnișoară, are de la pe YouTube. Băi, eu știu, dar pot să-i spun cuvântul la televizor, dar e biscuite de la negru și alb, dar e japonez. Japonez. Nu, că n-are ceai matcha. Nu contează, e japonez. Mamă, s-a oprit tot ce-mi doream. Bună seara, șef. Bună seara. Numele meu este Nicola Senac, am 23 de ani și vin din București. Și un plăc biscuiți. Sunt niște biscuiți fără zahăr, tot preparatul e fără zahăr. Dacă n-are zahăr, e dulce? Este îndulcit cu stevia și cu pudră proteică. Cu și de asemenea, acela este un gem, tot așa, fără zahăr. Deci tu ești instructor de fitness. Sunt nutriționist. Da, influencer pe partea de fitness și healthy lifestyle. Pe gătesc pe YouTube diferite rețete, încerc să reproduc rețete nesănătoase în rețete sănătoase. Păi cum reușești? Schimb ingredientele care sunt grase, de exemplu cașcavalul sau vita, care cu pulpă de vită, cașcaval light. Simt cum schimb tu fasolea cu cârnați. Maia nu merge schimbată, e prea bună așa cum e. Deci tu ești genul meu care așteaptă Crăciunul să mai bage un pic de... Nu? Sincer, nu. Sincer, chiar am o dietă foarte flexibilă. Eu mă bazez pe 80% alimente sănătoase și 20% ce mai am eu. Cheesecake-ul ăsta are 330 de calorii. E din cartea mea de rețete, că am făcut și o carte de rețete. Felicitări! Păi, fii atent. Noi aici suntem plătiți să mâncăm și sănătos și nesănătos. Ce primim? Da.
Păi și de 10 ani, cred că ne ținem bine la cât am mâncat, la cât am gustat și la cât am băut. Nu am derapat, uităm... dar n-am derapat, că eu am venit grăsuț așa. Dar dacă ne uităm în oglindă zi. Și a, ne zicem vârsta, după aia ne aducem aminte de domnul Jean de la Craiova, de domnul de la Grecia și te uiți hai, și zici, bă, ta, bă, dar tu ai impresia că noi la 50 de ani suntem așa, eu n-am nicio problemă. Păi te-te-mă la mine, 35, la 35, zici că am 40. Eu la vârsta mea încă mai fac o flotare. Ce-ai, mă? Bă, vezi că la flotări te bat. Păi am zis că fac una. Trebuie să facem un concurs de flotări. Noi, de obicei, aici stăm și jurizăm. Da. Flotările, tu trebuie să le faci și noi spunem dacă sunt făcute corect. Da, chiar, ia, cum faci flotare? Hai să vedem. Ia, mă, ia. Așa. Bă, da. Trebuie să atingem cu pieptul, nu? Păi da, ia, stai un pic, ridică-te un pic. Da. Hai, așa și vină cu mâinile mai aproape de corp. Și mai aproape? Păi da, mai aproape, deci că așa... băgăm triceps acum. Păi bași triceps, normal. Și băgăm triceps. Deci aici așa? Da. E perfect, da? Da, mai în corp, mai în corp. Mai? Așa și deschizi, așa, acolo le faci. Aia e flotare, nene! Le face bine! E foarte mișto ceea ce faci. Eu am început și eu să merg la sală acum. Știu, nu se vede. Da. Dar antrenorul meu, da, am stabilit cu el așa. Mănânci absolut orice, oricât, atâta timp cât 3 zile pe săptămână bași sală și tragi tare de tot. Mi-am dat seama, are dreptate. Atâta timp cât tragi la sală o oră, dar ca lumea, da, ca lumea, te duci 1200 de calorii minim pe un antrenament, da, în momentul ăla, bă, poți să mănânci oricât. Ideea e, ce vrei să faci? Vrei eu să cred că, eu cred că antrenorul tău ți-a spus doar ce ai vrut tu să auzi. Nu e, mă, că ăla mănâncă super prost, adică mănâncă mult și aiurea. Sincer, cele mai nasoare sunt caloriile lichide din sucuri. Da, de mâncat. De mâncat ce? Mâncat, dacă vrei să mănânci, uite, noi mâncăm sănătos. Noi ca mâncăm... să slăbiți trebuie să aveți un deficit caloric, asta e tot. Și... Dar nu vrem să slăbim. A, ok. Dar nu vreau să fiu deficitar la nimic. Da, de normal. Nicola, fii atent aici. În cât timp pun de alea pe mine așa, pe nu chiar ca pătrățele, tine. Nu pătrățe. Așa. Doar dacă te lipești de deci gardă la desigur. Deci am 106 și vreau să mă duc undeva la vreo 95-96. Dacă mă duc la 95-96, s-a terminat. Ca să ai mușchi, trebuie să mergi să faci spor la sală. Nu mușchi. Dacă vrei să slăbești, doar să slăbești, poți să nu mai este mănânci. Este doar din alimentație. Da. Și n-ai nevoie de sală. A, de aici gata, nu mai de vedem. Deci noi nu mai vedem. Iar suspans. Aflăm de la Nicolas atunci când vine la noi. Da. O să-ți arăt eu primul și o să-ți explic și de ce am votat cum am votat. Da. Ok? Uite, surprins și el. Păi nu mă așteptam să primesc cuții de la șef Dumitrescu pe... Adică, nu știu... Dar de ce? Că el de ce nu? Tu din ce echipă pe ți-ai deserturi. Fi dorit să... Poftim? Din ce echipă ți-ai fi dorit să faci parte? Vă respect pe fiecare în parte foarte mult, dar... Sincer, la șef Dumitrescu. E mai tânăr, mă, ce? Da, suntem apropiați de vârstă, probabil. Uite, îți explic de ce. Mie nu-mi place deloc ștevia, absolut deloc. Însă tu ai reușit, prin biscuiței ăștia cu ciocolată, să-l lași un gust de caramele foarte interesant în farfurie, care pe mine m-a atras. E foarte interesant și mi-a plăcut și textura. Textura asta de șarlotă, cremeu, așa, e foarte mișto. Mie mi-a plăcut. Nicola. E un preparat puțin cam prea sănătos. A, prea sănătos. Așa, cum ai spus tu. Da. Da, să știi că îmi fac abonament la sală. Cu cea mai mare plăcere. Genul ăsta de desert este cumva așa... Nici nu știi dacă știe să gătească. Dacă nu știe să gătească cel din spatele ușilor, dulcele nu este acela care mi-ar plăcea mie foarte mult. Nu vine să cred. Nu vine să cred. E gustos, așa, e drăguțel și gen de șarloțic, așa. Nu vine să cred. Felicitări, omule, pentru ceea ce mulțumesc faci. Mulțumesc enorm. E bine să existe voci și în zona asta. Bravo. Baftă, omule. Bravo. Mulțumesc mult de tot. Deci faceți cunoștință cu Nicolas, viitorul meu drumător în ale fitness-ului. Doamne ajută, da.